este despre scuze și cum scăpăm de ele. Vi s-a întâmplat și vouă să gândiți, să spuneți sau să auziți la prieteni de voștri cunoștințe scuze de genul: nu sunt suficient de bun, nu sunt suficient de deștept, nu am suficienți bani, lasă că fac altă dată, eventual mâine, nu sunt la jobul potrivit. Vi s-a întâmplat și vouă să auziți aceste scuze? Și mie. Aceste scuze sunt buruieni pe care le plantăm în grădina minții noastre. Și facem de obicei acest lucru când ne este teamă să nu fim dezamăgiți. Și mai facem asta când încercăm să ne apărăm de o posibilă durere în fața unui eșec. Ei bine, aceste buruieni fac parte din viața noastră. Cum facem să scăpăm de ele? În primul rând, trebuie să le vedem. Apoi, să le conștientizăm. Și, de îndată ce le-am conștientizat, să găsim soluții. Să găsim soluții imediat, astfel încât să îndepărtăm influențele nocive din viețile noastre. Nu este bine să ne prefacem că aceste buruieni există în viața noastră. Asta nu ne va ajuta prea mult. Ar fi bine să ne concentrăm pe ele de îndată ce apar. Vor mai apărea și alte buruieni în viața noastră, din păcate. Însă, ele ne vor face cu mult mai puternici, mai viguroși și mai vigilenți în a observa ceea ce trebuie să facem, astfel încât să ne păstrăm grădina minții rodnică și sănătoasă. Aș vrea acum să vă întreb pe voi dacă vi s-a întâmplat să spuneți că nu puteți să faceți un lucru și din momentul în care v-ați apucat să-l faceți, să constatați că se poate. Este ca mersul pe bicicletă. Vi s-a întâmplat? Mâinile sus. Da? Când ne-am apucat să învățăm cum este să mergi pe bicicletă, am știut că nu putem, dar apoi ne-am dat seama că se poate, la fel și cu șofatul. Ce-am făcut în acel moment? Am spart niște limite. Da? Așa că vă invit să spargeți limitele voastre. Cea mai eficientă cale pe care o puteți adopta în a sparge aceste bariere limitative este de a începe un program. Un regim. Un regim mental. Și acest regim mental presupune să iei controlul asupra tuturor gândurilor tale. Controlul conștient pentru o anumită perioadă. Și am să vă provoc chiar acum să începeți să luați controlul asupra vieții voastre pentru următoarele 10 zile. Ce vreau să vă rog este să nu vă concentrați pe lucrurile pe care nu le puteți controla. Nu putem controla vântul sau ploaia. Dar putem să ghidăm barca astfel încât să ne conducem viața în direcția pe care ne-o dorim. Și pentru cei care acceptă provocarea mea, am să vă spun care sunt regulile jocului. În primul rând, refuză categoric sentimentele negative. Apoi, concentrează-te pe soluții, nu pe probleme. În momentul în care apare gândul negativ, rugămintea mea este să te concentrezi mai bine de 90% pe soluție și 10% pe problemă. Dacă nu vei reuși din prima, nu-ți reproșa. Dar apucă-te imediat de program. De îndată ce ai constatat că îți apare gândul negativ, apucă-te din nou de cele 10 zile. Din acel moment, sau dacă nu poți atunci, că ești foarte supărat, a doua zi, dar nu mai târziu, că apoi va trebui să uite la capăt cu toate celelalte 10 zile. Am să vă spun cu ce vă veți alege după cele 10 zile. Sunt 4 lucruri. În primul rând, veți constata că
veți observa care sunt limitele care vă țin pe loc. Apoi, creierul va căuta alternative eficiente. Următorul lucru este că vei căpăta încredere în tine. Vei căpăta încredere în momentul în care vei constata că îți poți schimba viața radical. Și ultimul lucru care mie îmi place cel mai tare este că poți crea noi obiceiuri, noi standarde și speranțe care te vor ajuta să progresezi într-atât de mult încât nici tu nu te-ai gândit la început. Ce se vine după aceste 10 zile pentru cei care vor reuși să țină acest regim mental este că își vor da seama că își pot face un stil de viață din asta, în a se concentra doar pe gândurile pozitive din viața lor. Și astfel veți atrage foarte multe lucruri minunate în viața voastră. Așadar, nu vă mai gândiți la cum ar fi fost dacă, ci începeți chiar din acest moment. Sunteți suficient de buni pentru a avea absolut tot ceea ce vă doriți. Vă mulțumesc foarte mult!